A doua zi a summitului inițiativei celor trei mări a fost rezervată forumului economic, la care au participat oficiali din 13 țări, dar și reprezentanții ai mai multor instituții internaționale. Unul dintre cele mai importante subiecte de pe agenda a fost tranzitul cerealelor ucrainene în contextul războiului. Colega mea, Antoanela Răilean, nu vine cu toate datele. Te ascultăm! Bine te-am regăsit, Irina. În marja summitului inițiativei celor trei mări de astăzi s-a discutat inclusiv și despre tranzitul grâinilor ucrainene prin țara noastră. Știm așadar că mai multe state sunt implicate în acest acord, iar potrivit unor surse, săptămâna viitoare va avea loc o nouă reuniune între oficiali români, americani și moldoveni, iar discuțiile vor viza în primul rând acordul stabilit între România și Ucraina privind cerealele ucrainene. De asemenea, la această reuniune vor lua parte și mai mulți reprezentanți ai Comisiei Europene. În acest context, vă reamintesc că toate statele vecine cu Ucraina și România au sistat exportul de cereale prin țara lor, din motiv că acest export afecta într-o mare măsură piața și concurența internă. România fiind o excepție în acest sens, în continuare, prin țara noastră vor traversa în proporție de 60% grânele ucrainene. În acest sens, însuși premierul Marcel Ciolacu a asigurat că fermierii români nu vor fi afectați de această măsură, iar guvernul va face toate demersurile necesare pentru a proteja fermierii români. Rămâne de văzut cu ce se vor solda aceste discuții care, vă spuneam, vor avea loc săptămâna viitoare și care vor viza acordul stabilit între România și Ucraina privind tranzitul de grâne ucrainene.